Polițiștii de la Serviciul Rutier Suceava, împreună cu formațiunile rutiere din teritoriu, au organizat o acțiune de control axată pe depistarea șoferilor care circulă cu viteză peste limita legală, folosind radarele din dotare. Numărul de sancțiuni aplicate este mare în cele 3 zile, fiind date numai puțin de 559 de amenzi, în valoare de peste 330.000 de lei. În cadrul acțiunii au fost suspendate și 68 de permise de conducere, cele mai multe pentru depășirea limitei de viteză cu mai mult de 50 de km la oră, respectiv pentru depășiri neregulamentare. Polițiștii au retras și 15 certificate de înmatriculare și au constatat 2 infracțiuni la regimul rutier. Un alt control rutier a urmărit depistarea șoferilor băuți, în acest sens fiind efectuate 370 de testări cu aparatul etilotest. În cadrul acestei acțiuni, polițiștii au reținut în vederea suspendării alte 10 permise de conducere, au retras 7 certificate de înmatriculare și au constatat 11 infracțiuni la regimul rutier.